Victima, un bărbat din microbusul avariat, a stat neajutorată mai bine de jumătate de oră până când o ambulanță s-a eliberat și a putut să vină să-l preia. Cei de pe loc s-au arătat indignați că salvarea a venit cu asemenea întârziere. Prima ambulanță a venit repede de la Ratuș, a doua a venit mai înaintea poliției rutiere. După poliția rutieră a venit după jumătate de oră, ambulanța după 35 de minute. Accidentul s-a produs în jurul orei 13 lângă satul Gurnoie. Un camion ce se întorcea de la carier încărcat cu pietre a fost lovit în plin de către un microbuz în care se aflau două persoane. Poliția spune că impactul ar fi fost provocat de către șoferul camionului. Camionul de model Camaz, ieșind de pe drum secundar, nu a cedat trecerea autovehicului și se deplasa reglementar pe drum cu prioritate. De cealaltă parte, șoferul camionului spune că microbuzul se deplasa cu viteză excesivă. Odată în viață, nu știu cum să spun, aici și la carieră și aici când ați pornit, s-a oprit, s-a glușit, cum spune. Și vine cu viteză, mare. Oamenii legii așteaptă acum concluziile medicilor în legătură cu starea victimelor. Dacă rănile acestora vor fi grave, atunci șoferul riscă o pedeapsă mult mai mare.